Salutare tuturor, eu sunt Andrei și mănâncă piciorul ultim. Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vlog în care, fraților, aș încerca să vă povestesc micuța mea aventură de la Arad și de la Timișoara, pentru că, după cum știți, am participat și eu la evenimentul intitulat Împărțim Bucurie, ce a fost organizat la Arad și îmi cer scuze din start că, fraților, n-am filmat acolo daily vlog-uri sau ceva, pentru că, bă, frate, când am ajuns acolo, am zis, bă, hai să filmez daily vlog-uri, în fiecare zi gen să filmez ce fac, dar m-am gândit, bă, de ce să mă car cu o cameră după mine și să filmez tot ceea ce fac când pot foarte bine să mă distrez și fără să filmez, știi? Și eu zic că așa este mult mai ok. Chestia este în mare, fraților, că m-am întors de acolo plin de mușcături de țânțar și de la paintball. Deci nu m-am mușcat un țânțar cât timp am stat acolo la Arad și la Timișoara, dar când am fost la paintball, deci zici că toată pădurea aia era plină numai de țânțar, frate. Nu că se absolut nimic decât țânțar acolo, să-mi bag piciorul. Bineînțeles, oameni buni, înainte de a începe, nu uitați să apăsați și voi acel buton de like și eventual să dați și voi un share dacă vreți să mă susțineți și haideți să încerc să vă explic eu așa cam ce am făcut toate zilele de la Arad și de la Timișoara. Bă, eu pot să vă spun din start că a fost super, super fain și sincer să fiu, nu mă așteptam să fi fost atât de tare, chiar am fost surprins, foarte, foarte plăcut și mă bucur foarte mult că am participat și la acest eveniment. După cum știți, am plecat înspre Arad vineri seară, dacă nu mă înșel, dar vineri seară am plecat înspre Arad și am ajuns sâmbătă dimineața, am plecat alături de Roni care a venit din Bistrița special ca să plece și el alături de noi de aici din București. Cafea și Ganicus și bă frate, am fost pe tren 12 ore. De să-mi bag piciorul sau mai mult? Nu mai știu exact. 12 ore am stat pe fucking tren pentru că inițial trebuia să stăm 11 ore, dar a avut și o întârziere de oră. Ce pot să spun, în tren a fost cine știe ce. Cafea cu Ganicus ne făcea o grămadă de poze cât timp eu dormeam și cât timp Ronnie dormea. Probabil ați văzut pe Facebook, dacă nu l-ați văzut, să știți că puteți intra și pe Facebook-ul meu și să vedeți acolo foarte, foarte multe poze. Și ideea este că am ajuns sâmbătă dimineața la Arad. Am fost preluat de acolo de la gara de către Denisa, care este organizatoare, și de către Ada, care și de asemenea este organizatoare. Au venit acolo mai mulți, ne-au preluat, ne-am dus la hotel. Ne-am cazat și toată lumea a fost fericită, bă, frate. Practic cam toți, dacă nu mă înșel, nu știu exact acum, sper să nu mă înșel, dar toți au ajuns sâmbătă acolo, ne-am cazat cu toții, noi am ajuns mai devreme, alții au ajuns mai devreme decât noi, nu au ajuns mai târziu, cum ar fi muntenii care au ajuns după ce am ajuns, noi am ajuns pe la 10 sau 11, ceva de genul, ne-am ajuns pe la 9 sau 8, nici nu mai știu exact ce oră era, sincer să fiu. După aceea ne-am dus în mall, ne-am plimbat să-mi bat piciorul dâs, întors de la hotel la mall de vreo 5 ori pentru că eram foarte nehotărâs, nu știam ce să facem și ghiciți ce, ne-am plimbat cu taxiul. Și având în vedere că tariful este la taxi undeva pe la 2,50 km, n-ara dacă nu mă șel. Să știți că am dat o grămadă de bani pe taxi și băgam ea și piciorul. Noi am fost cazați la hotel Mickey, sincer să fiu, și sincer să vă spun, chiar a fost super, super tare. Hotelul a fost super ok, nu mă așteptam să fie atât de ok. Avea o terasă super chill, puteai comanda, aveau gen restaurant în hotel, mi se pare și logic. Am avut și micul dejun inclus, pentru că în cazare aveai micul dejun inclus. Dar micul dejun era până la ora 10 sau până la ora 11, de la 8 la 11, ceva de genul, să-mi bat piciorul. Cine se trezește, frate, până în 11, că e vacanță, for fuck's sake. Deci n-am avut micul dejun inclus, practic, pentru că era numai până la 11 și noi trebuia să mâncăm după, dar liber, frate, a fost ok și așa. În linii mari, sâmbătă, când am ajuns acolo, n-am mai făcut foarte multe lucruri, ne-am strâns cu toți, am vorbit, ne-am discutat, ne-am distrat și după aceea ne-am culcat pentru că duminică a fost ziua evenimentului. Ne-am dus acolo să aranjăm cum ar veni, oarecum așa, locația pentru eveniment cu frate vreo 5 ore înainte, ceva de genul, deci evenimentul începea la 5 după amiază și noi eram acolo încă de la 12. Și am făcut o grămadă de planuri pe acolo, bine, sincer să fiu, mai mult am și lenevit, am stat pe acolo mai degeaba, după aceea a venit și poliția locală, trebuie să punem toate gardurile alea, trebuie să ne gândim cum facem cu programul, cu nu știu ce, am mai făcut ceva poze pe acolo pe care încă le-am pus pe Facebook, pentru că ghiciți ce, eu filmez acest vlog fără să fi descărcat pozele pe care le-am făcut. Dar ok, și așa o să le descarc după ce filmez vlogul. Și bă, la eveniment a fost super, super tare. Chit că n-am fost invitat, știți foarte bine, dar nu numai eu, foarte mult am fost invitat, dar am venit acolo și vă spun sincer că a fost super genial. Au fost foarte multe persoane, au fost undeva pe la, nici nu știu cât să spun acum, pentru că n-am stat să număr, vă dați seama, să zic minim 300-350 de copii, ceva de genul, bine, copii, mă refer nu la părinți. Da, cei care au venit cu părinții, dar au fost destul de multe persoane și a fost super, super tare. Am dat și eu acolo foarte multe autografe, am făcut și eu foarte multe poze, chiar dacă n-am urcat pe scenă, am stat acolo la gardurile acelea pentru cei care știu. Și oricum apare și în poze până la urmă. Dar a fost chiar super, super tare, m-am distrat și sincer să fiu, vreau să mai particip la astfel de evenimente, cine știe, poate data viitoare, dacă am și eu noroc, o să fiu și eu invitat acolo. Dar în vest, chiar a fost super, super ok. A durat evenimentul undeva pe la 3 ore, dacă nu mă înșel, adică vă dați seama că au fost destul de multe persoane. S-au făcut și giveaway-uri acolo, eu n-am făcut personal niciun giveaway, dar youtuberii care au fost pe scenă au făcut și ei giveaway-uri și eu zic că toată lumea a fost fericită. S-au strâns și o grămadă de bani pentru acea casă de copii unde au fost donați banii. Și eu mă bucur foarte, foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, și eu am contribuit la acest proiect. V-am spus, chiar dacă n-am fost oficial invitat și nimeni n-a știut că vin, de fapt voi a știut că vin,
că v-am spus. Eu zic că am contribuit și eu pentru că sunt sigur că au venit câteva persoane și pentru mine acolo, mai ales că au fost o grămadă, frate, care au venit la mine și erau ceva de genul: bă, Andrei, dar tu de ce nu ești pe scenă, bă? N-am fost pe scenă pentru că evenimentul a fost unul pentru vloggeri, adică toți care au urcat pe scenă acolo sunt în principiu vloggeri, a zis și pe acest lucru, și oricum eu chiar m-am distrat foarte mult, chiar dacă n-am fost invitat, frate, a fost o experiență de neuitat din punctul meu de vedere și mă bucur că am contribuit și eu până la urmă, pentru că sunt sigur că au fost câteva persoane care au venit acolo și pentru mine mă bucură foarte, foarte mult acest lucru și vă mulțumesc foarte mult de asemenea. Și bineînțeles că după eveniment seara toți eram pe terasă și ne-am făcut mangă. Bine, nu chiar toți ne-am făcut mangă, dar în inima toți eram rupți. Dar bun, ziua următoare, adică luni, dacă nu mă înșel, a fost ziua lui Exploit și am făcut o surpriză super, super mare. Și peste o săptămână și ceva urma să fie și ziua Denisei, adică a organizatoarei. Și am zis să-i facem și eu un cadou, tot așa cum am făcut și lui Exploit, dar să nu știe. Deci Exploit n-a știut că o să-i facem cadou, Denisa a știut că o să-i facem cadou lui Exploit, dar de asemenea Denisa n-a știut că o să-i facem ei cadou. Practic a fost două cadouri într-unul, ceva de genul, și a fost super, super tare. Și mă bucur de asemenea că am participat și la acest lucru foarte, foarte, foarte drăguț și fără mai multe comentarii, uite, o să vă las puțin de la poza aceasta pe ecran ca să vedeți cam cum au fost aduse acele torturi. Tipul din imagine este Mazocu, pentru cei care nu știu, este un tip super, super tare pe care l-am cunoscut la Arad și sincer să fiu, mă bucur că l-am cunoscut și pe el face-to-face pentru că ne știam de pe YouTube și chestii, dar face-to-face nu l-am cunoscut niciodată decât până când am venit și eu aici la Arad. Și bă, uite cum ne-a prins noaptea, frate, nici mai știu cât era ceas, era 11 noaptea, ceva de genul, când eu și Mazocu trebuia să cărăm torturile prin tot Aradul ca să nu fim văzuți, să-mi bag picior, adică nu ca să nu fim văzuți, ca să le aducem la hotel. Și uite cum noi am fost puși, frate, cred că am stat vreo jumătate de oră pe banca aia ținând torturile alea, după aceea să ne mișcăm, să mergem pe jos, să mergem în taxi, așa făceau torturile, frate. Și vă dați seama că dacă erau rip torturile și dacă eu mă împiedicam și cădea tortul, vai de capul meu ce-ar fi ieșit acolo. Și bă, a fost o fază super, super genială când eu îl sun pe Roni, nu știu cum am reușit să fac rost de telefon în taxi, pentru că nu puteam când țineam tortul ăla, că aveam foarte mare grijă, frate, l-am sunat pe Roni. Bă, nu știu cum faci, dar ascunde-o pe Denisa și pe Exploit, pentru că noi în 5 minute ajungem. Roni era ceva gen, da, 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 frate, ascundem, nu o să fie nimeni în fața hotelului, noi ducem direct la lui în cameră și lăsăm alea. Bă, mulțumim foarte mult motocicletei care tocmai trece. Deci, bă, credeți-mă pe cuvânt că mă dau jos din taxiul, totul este ok. Stânga, dreapta, nimeni. Intrarea la recepție, nimeni. Sunt la picior, ies eu cu Mazocu, frate, mă ducem acolo în fața ușii. Bă, deci fix când se deschid ușile de la recepție, să intrăm în hotel, se deschid ușile liftului cu vreo 10 inși în fix acolo, frate, de stăteau ca sardinele acolo și în spate era și Denisa. Și să-mi bat piciorul, nu știu cine era acolo în față, cred că Roland era, nu Roland, Ronald, stai că îi confund Roland cu Ronald. Ronald, un prieten, nu Roni, Ronald, aolo, adică cum îi confund, bă, frate. Un prieten care era în față. Am făcut un pas, ne-a fost așa uimiți, eu cu Mazocu nu știu ce am făcut, ne-am întors cu spatele, ceva de genul, frate, și am luat-o la fugă cât de repede puteam noi ca să nu cadă torturile și ca să ne și, să și fugim. Dar înainte să mă torc, pur și simplu l-am văzut pe Roland, cum, bă, frate, Ronald, tot îi spun Roland, Ronald a dat cu ambele mâini în spate, i-a împins pe toți în lift, s-a trântit pe acolo prin lift. S-a întors gen cu spatele la noi ca să se uite toți la el, a apăsat butonul și noi ne-am tirat de acolo. Bă, cum drag, deci a fost o fază ca în filmele cu proști, nu știu dacă ați înțeles foarte bine ce v-am explicat eu acum, dar efectiv când eu se intru în recepție se deschid ușile liftului și toți erau fiți acolo în lift, bă, frate, bă. Și eu am spus, Roni, e ok? Da, da, e ok, nimeni n-o să fie. Și ghiciți ce, Denisa n-a văzut nimic, Exploit mi se pare că nu era acolo, dar Denisa era acolo și n-a văzut nimic, yes. Deci mission complete. Aceea, după ce se închid ușile liftului, eu cu Mazocu eram panicat. Bă, ce să facem? Ce să facem, frate? Ai repede pe scări. Urcăm pe scări un etaj și ghiciți ce auzim de la etaj 2. Hai, bă, pe scări! Nu mai mergem cu liftul, hai pe scări! Eu eram ceva gen, ce să facem, ce să facem? Ne-am dus la etajul 1, l-am văzut pe Roni care a coborât primul, a spus, du-i înapoi sus, că noi urcăm pe scări. A luat-o Roni la fugă pe scări, i-am prins înapoi, i-a dus la lift. Și fii antenă, noi, practic, când coboram pe scări sau când urcăm pe scări, scările sunt relativ aproape de lift, frate, sunt la 5 metri de lift maxim. Numai că pentru a ajunge la lift trebuie să dai un colț, știi? Ce ciudat sună, trebuie să dai colțul ca să ajungi la lift. Băi, și-a dus Roni acolo și îi ținea de vorbă pe ea la lift și noi, efectiv, prin spatele lor și nu și-au dat seama că am trecut așa tiptil cu torturile în mână pe holul ăla până am ajuns în camera noastră, bă, deci a fost ceva super epic, deci this was epic fucking shit, man, deci a fost epic, să-mi bat piciorul. Repet, nu știu dacă ați înțeles foarte bine ce am explicat. Ideea e că, frate, a fost ca în filmele cu proști și ne-am descurcat de minune și nu s-au prins de surpriză.
Asta e super genial. L-am ademenit eu pe exploit în cameră, i-am cântat la mulți ani, am fost foarte uimit. De asemenea, Denisa la fel a fost și ea super uimită. Deci practic nimeni nu se aștepta, bă frate, uite să le dăm tori și toate cele. Și a fost super fain și acea noapte a fost chiar super genială. Urmează ziua de marți când am fost la paintball. Și acum mulțumesc foarte mult băieților de la paintball pentru că ne-au dus în acea pădure unde erau numai țânțari. Și acum, frate, dacă știi ce am pe picioare, deci cred că din atâta în atâta am numai mușcături de țânțar. Să-mi bat picioare. Nu știu cum, numai pe picioare în linii mari, frate. Chiar dacă ne-au dat costumul ăla până să ne îmbrăcăm cu acel costum și după ce l-am dat jos, frate, așa erau țânțare până aici. Și păca mea și piciorul. Bă, la paintball a fost super tare. Probabil ați văzut deja și pe Instagram-ul meu și pe Facebook-ul meu și peste tot pe Facebook-urile sau rețelele de socializare a celor care au participat acolo, frate. A fost genial. Deci a fost super genial. A fost prima dată când am fost la paintball pentru că eu nu am mai fost niciodată la paintball să-mi bag piciorul. Dar a fost chiar super, super tare. M-am distrat super mult și chiar este o experiență care... pe care eu vă recomand, sincer să fiu. Și Airsoft-ul, la Airsoft n-am fost. Airsoft, ci că este puțin cel mai realist decât paintball-ul, dar oricum a fost o experiență super, super tare și vă recomand, dacă n-ați fost la paintball, bă, vă recomand să mergeți, că e super, super tare. Miercuri, oameni buni, cam toți au plecat. Unii au plecat, cum ar fi muntenii, au plecat de marți, dar și, nu, mi se pare că și ASE a mai plecat de marți, nu mai știu exact. Unii au plecat de marți, miercuri am plecat și eu la Timișoara. Cafea cu Ganicu s-au plecat la București, miercuri seară. La noi a venit un prieten ACD, pentru cei care îl cunoașteți, m-a luat pe mine și pe Roni și ne-am dus în Timișoara. Am să mai merg și eu Timișoara încă o noapte, pentru că, frate, era păcat să fi fost până în Arad și să nu fi fost la amicul meu ACD, pe care îl cunosc de 5 ani sau ceva de genul și cu care nu mă văzusem în viața mea. M-am dus la ACD. A fost super tare, sincer ne-am distrat de la 2 dimineața până la 6 dimineața, am fost în oraș cu bicicleta și o să urmez un vlog în care o să discutăm despre biciclete, pentru că s-au întâmplat câteva chestii cu poliția destul de nașpa, frate, adică pana mea suntem, deci Timișoara vrea să fie capitală europeană culturală, ceva de genul și n-avem voie să ne plimbăm cu bicicleta în parc? Mind blown, deci în unele parcuri sunt locuri de închiria biciclete și acolo în parc n-ai voie să te plimbi cu bicicleta. În fine, o să facem un alt vlog în care o să discutăm despre acest aspect, dar în linii mari a fost super tare. Ne-am distrat, a fost beton și m-am întâlnit și acasă și încă o dată le mulțumesc foarte mult și celor care au participat la evenimentul Împărțim Bucurie, vă asigur că o să mai merg la mai multe evenimente, cine știe, poate cu puțin tel noroc să fiu și eu invitat, dacă de asemenea, nu știu, se va face un eveniment și pentru vlogger și pentru gamer, știi, că dacă se face iarăși pentru vlogger, vă dați seama că n-am decis să fiu invitat, dar ar fi tare să se facă și pentru gamer, pentru că, sincer să fiu, tot YouTube e, frate, tot o parte a YouTube-ului și vlogging-ul și gaming-ul sunt tot o parte a YouTube-ului și eu zic că merită. În fine, fraților, cam asta a fost vlogul, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați, fraților, aveți în descriere toate linkurile de care aveți nevoie, Facebook-ul meu personal, Facebook-ul canalului, Instagram și toate cele, ca să vedeți și mai multe poze, pentru că toate pozele sunt pe acolo, mă rog, multe, o mare parte dintre poze sunt acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, fraților, să dați și voi un like și un share ca să vadă cât mai multe lume și, bineînțeles, dacă mă susțineți. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao, bă! Pa!